Giurgiu se alătură încă o dată listei de orașe care desfășoară activități dedicate Zilei Culturii Naționale. După ce în urmă cu 4 ani se lua decizia ca semnificația zilei de 15 ianuarie, ziua nașterii poetului Mihai Eminescu, să fie îmbogățită cu o nouă dimensiune, devenind Ziua Oficială a Culturii Naționale. În anul 2010 a fost luată decizia ca semnificația zilei de 15 ianuarie, ziua Luceafului Poeziei Românești, să capete altă dimensiune, astfel că ea devine Ziua Culturii Naționale. În acest sens, vă pot spune că giurgiuvenii au ocazia să participe la un eveniment special, un eveniment cultural-artistic. Este vorba de o seară de muzică, muzicală, vocal, instrumentală. Recitalul vocal-instrumental de muzică românească susținut de soprana Bianca Ionescu și pianistul Ștefan Doniga va include liduri și arii de operete românești, precum și alte lucrări semnate de compozitori români de renume. Vom avea parte de o seară în care creația românească va predomina. Este vorba de lucrări din creația compozitorilor George Enescu, George Grigoriu, Florin Comișel, Eduard Caudela și alții. Spectacolul se va desfășura mâine seară la Ateneul Nicolae Bălănescu, începând cu ora 18:30, iar intrarea este liberă. Invit pe această cale iubitorii muzicii de factură cultă, de înaltă calitate, să fie în seara de 14 ianuarie la Ateneu pentru, într-adevăr, pentru a auzi și a vedea un lucru extraordinar, calitatea, cum spuneam, primează.